Dragii mei, nu vreau să țin acum un discurs, mă auziți? Nu vreau să țin acum un discurs patetic, nu mă interesează așa ceva. Vreau să vă spun cele mai importante lucruri. Marea mea rugăminte, știți foarte bine, am fost împreună în aceste momente foarte grele. Vă rog foarte mult. Este rugămintea celor de la București. Este rugămintea celor care au fost gata să-și dea viața pentru noi toți. În aceste momente, cel mai important este să fie liniște, cal și disciplină. Sunteți de acord cu mine? Vă rog foarte mult să nu se consume băuturi alcoolice, să nu se ia nimeni la hartă, să nu se spargă geamul, să nu căutați stat dispășitori, să nu căutați voi să judecați pe nimeni, să nu vă faceți singuri dreptate. Dreptatea se va face civiliza frumos, așa cum am și demonstrat. Vă rog foarte mult, probabil unii dintre dumneavoastră au mirosit sau au simțit de-a lungul acestor ani, cum am simțit și eu, de multe ori în spatele meu, turnători, securiști și așa mai departe. Fac un apel la dumneavoastră. Pe toată perioada cât se vor face alegeri,
avem nevoie de ordine și disciplină în întreprinderi. Nu se va consuma alcool, nu se vor produce acte de huliganism, nimeni nu ne poate acuza niciodată. Noi suntem civilizați, așa a fost pe timpul. Haideți să mai spunem o dată, noi suntem civilizați. Pentru a să
combinatul chimic, CRL-ul, orice, toate pagoane, struguri, toate întreprindere să-și primită aici, la noi, delegați. Să asigurăm partea de urgență, vă rog. Cei care vor veni, îi rugăm să se legitimeze. Vrem să știm cine sunt ei și dacă putem avea încredere în ei. Dorința mea este următoarea. Dorința mea este următoarea. Să fim împreună așa cum am început. V-am spus că vor merge la București 6 oameni. V-am spus că vom prezenta la București modul în care s-a desfășurat demonstrația noastră de la Arad. Rămâne stabilit așa cum am vorbit, de acord? Thank you.
Vă rugăm frumos. Această știre nu este confirmată. Asta am spus-o pentru siguranța dumneavoastră. Și am înțeles că întotdeauna în aceste momente nu vom consuma băuturi alcoolice. Vă rog, fără alcool, sunteți de acord cu mine? Vă rog, vă rog ceva. Am nevoie, eu am și forță fizică. Deci, am nevoie de 30 de ani. Pentru asta am luptat comitetul
au fost sprijiniți de armată. De aceea nu să credeți că această izbândă este extraordinară. Am fost informat, nu știu cum e cea adevărat, cât este de sigur că la Sibiu încă se mai dau lupte. Că încă se mai dau lupte. Și că și la Cluj se mai dau lupte. Între armată și securitate. Dumneavoastră vedeți că noi aici nu am avut nicio problemă. Au murit oameni la București, la Timișoara, la Sibiu, la Cluj, la Târgu Mureș, la Iași, la Arad, la Iași, la Arad. Noi ne-am jucat cu baloanele și am avut soarele deasupra noastră. Forța a fost în fața noastră, pentru că Dumnezeu a vrut ca orașul Arad să câștige această bătălie frumos. Trăiască orașul Arad! Sunt oameni care locuiesc în partidele de păcătate.
este prima problemă, dar eu o să vorbesc, hai să zicem, printre primele probleme. Este vorba de starea psihică a omului care merge la servici, a omului care se întoarce de la servici. De aceea vă rog foarte mult. Transportul în Arab, în toate măsurile, să fie era. Vor circula tramvaiele, oameni, tramvaiele vor circula foarte bine. Nu vor să vedem ceva unii. Dacă vor fi propuneri cineva alte și la cele transport. Dar aș deci ești mașini și șoferi care se oferă să facem o verificare de ce în care am trebuie așteptăm oameni care se vină în și să ne spune că sunt așa și nu sunt șeful. Plus, comanda.
Și acum l-ați scări, l-ați făcea credit Davide. Am înțeles bine regulile, s-a făcut Davide și eu am apărat cu cine echipa a fost regulat să înseamnă. Bineînțeles, e echipa care a plecat. La fiecare intrare, da? La fiecare intrare, da. Sunt 5 intrări, plus 1 sus pe etaj, ar fi 6 posturi. Deci 6 posturi. La 3 persoane, așa e de 8, da. Și cu un comandant, un comandant care oricare să vă recunoască pe toți. Deci, comandant și un om de legătură. Nu, vreau să puneți și roțitor, puneți și roțitor. Nu, un om de legătură, un comandant de legătură. Care să, cum se zice? Cum vă zic? Un conducător. Da, vizardă, plus curier. Acum, puneți-mi, vă rog, deci este foarte important că este cineva de la o întreprindere textilă aici. Este cineva de la o întreprindere textilă? Bine, înțeleg că nu trebuie să trebuie să cu porul cu ei. Nu vă dă acestui care nu au niciun sens.